Avem o scurtă meditație asupra persoanei divine, asupra persoanei dumnezeirii, așa cum psalmistul o prezintă în Psalmul 139. Psalmistul ne prezintă diverse aspecte a persoanei lui Dumnezeu. Și apoi, în cele din urmă, psalmistul întoarce reflectorul asupra lui. Odată ce îl descrie, meditează, se gândește asupra lui Dumnezeu, în cele din urmă, în mod inevitabil, trebuie ca să te gândești la tine în raport cu acest Dumnezeu. Și în această seară, înainte de momentele noastre de rugăciune, vrem și noi, cu ajutorul psalmistului, cu ajutorul psalmului 139, să medităm asupra lui Dumnezeu și, în final, să întoarcem reflectoarele, să întoarcem privirea asupra noastră și să fim cercetați, să ne lăsăm cercetați, să invităm pe Dumnezeu să ne cerceteze viețile, inimile și să vedem care este relația noastră cu acest Dumnezeu. Psalmistul îl prezintă pe Dumnezeu în diverse feluri. Îl prezintă pe Dumnezeu prin cunoașterea Lui, prin cunoștința Lui, prin omniștiența Lui. Îl prezintă apoi pe Dumnezeu prin cuprinderea Lui, prin faptul că tot ceea ce există, există în Dumnezeu și Dumnezeu este pretutindeni, prin omniprezența Lui. Îl prezintă apoi pe Dumnezeu ca și Creatorul nostru, ca și Cel care ne-a dat viață și este suveran peste această viață. Îl prezintă apoi în relație cu lumea aceasta, o lume decăzută, ca și cucerătorul răului, Cel care va judeca și va pune toate în rânduială. Și în cele din urmă îl prezintă ca pe un Dumnezeu care cercetează inimile celor ce se tem de El. Și vom vedea că aceasta va fi invitația psalmistului și pentru noi în această seară, ca odată ce am privit la acest Dumnezeu măreț, să-L invităm ca să ne cerceteze viața noastră, inima noastră și dacă suntem pe o cale greșită, dacă mergem în direcția greșită, dacă ne-am abătut de la calea pe care ar trebui să fim, sau dacă nu am cunoscut vreodată calea veșniciei, Dumnezeu să ne cerceteze și să ne pună pe această cale. În primul rând, de la versetul 1 la versetul 6, Dumnezeu este prezentat în relație cu cunoașterea sau cu omniștiența sa. Vedem, psalmistul încearcă foarte descriptiv să ne arate faptul că cunoașterea lui Dumnezeu este exhaustivă. Este atot cuprinzătoare. Nu există ceva care Dumnezeu nu cunoaște. Nu există vreo sferă, vreo informație, vreun loc. Nu putem concepe de ceva care El nu ar cunoaște. De exemplu, ne spune psalmistul că Dumnezeu cunoaște toate acțiunile noastre. Chiar și cele mai banale. Tu știi când stau jos și când mă ridic. El cunoaște toate gândurile noastre. Lucruri care fac parte din sfera imaterială, da? Ce este până la urmă un gând? Și ce a fost înainte ca să-l ai? Și ce a fost când n-ai realizat măcar că l-ai avut, da? Și ați analizat vreodată visurile dumneavoastră? Eu în ultima vreme, nu știu, poate că sunt unele medicamente care le iau, visez foarte mult, da? Și țin minte. Toți visăm aproximativ tot timpul, da? Când intrăm în starea aceea mai profundă de somn, toți visăm. Nu există cineva care să nu viseze. Diferența este că unii dintre noi ne amintim, alții nu ne amintim. Dar visezi tot timpul. Creierul tău nu se stinge. Nu-i cum mai scoate calculatorul din priză seara și gata. Pur și simplu nu se întâmplă nimic. Și dimineața îl bagi iar în priză, pornește Windows-ul și începi și procesezi datele. Nu. Creierul tău este activ tot timpul. Și inclusiv noaptea când dormi, este activ prin visuri, prin subconștientul tău. Și în ultima perioadă, pentru că mă trezesc dimineața și mi-amintesc, îmi analizez visurile. Nu ca să văd dacă sunt de la Domnul sau nu sunt de la Domnul. Știu că nu sunt de la Domnul. Nu știu dacă aveți confuzii, vă fac referire la numeroase mesaje care explică problemele acestea din această biserică și dacă vreți și alte resurse. Dar îmi pun întrebarea, măi, de unde gândul acesta? Pentru că a fost gândul meu. Eu l-am visat. Din mulțimea gândurilor mele a venit frământarea asta. De unde gândul acesta? Ca să fi avut visul acela, înseamnă că am avut o frământare, o mulțime de gânduri, dar eu nu eram conștient de ele.
Și psalmistul spune că înainte ca eu să fiu conștient de gândurile mele, sale mele, fraților, înainte ca să le pot verbaliza, să zic, măi, să vezi ce am gândit ieri sau să vezi ce am visat azi noapte, Dumnezeu știe. Un lucru care până la urmă îi zice că nu există, da? Unde există gândul? Poți arăta gândurile tale? La unii chiar nu există, dar dacă le ai, mi le poți arăta? Nu. Doar când le verbalizezi, atunci mi le poți arăta. Și Dumnezeu, înainte ca tu să știi de gândurile tale, El știe de gândurile tale. Înainte ca să știi să le pui în cuvinte, El le cunoaște, da? De departe, spune psalmistul, îmi cunoști gândurile. Și aici nu cred că în primul rând se referă la de departe în sensul că Dumnezeu ar fi undeva departe de noi și de acolo privește la noi și cunoaște gândurile noastre. Și departe în sensul că înainte ca să existe ar fi conotația care cred că se dă aici. Înainte ca să fie pe buzele noastre, pe limba mea, spune psalmistul, da? El cunoaște toate gândurile noastre. Apoi, este uimitor să vedem că psalmistul subliniază pentru noi că această cunoaștere este una personală și relațională. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști. Și ne punem întrebarea de ce ar avea nevoie să cerceteze pe cineva Dumnezeu. Ideea de cercetare invocă gândul de a nu cunoaște ceva și prin cercetare a ajunge să cunoști. Dar știm că lucrul acesta nu este adevărat de Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să cerceteze, să meargă pe internet și să intre pe Google și să zică Mihai Levi Marian, hai să văd ce mai pot descoperi despre Mihai, să cercetez problema. Nu știam că a postat asta pe Facebook. Interesant. Cum i-a trecut așa ceva prin gând? Nu știam că a făcut aia. Nu știam că eu... Da? Nu este așa. Dumnezeu pur și simplu știe și n-a existat vreodată un timp chiar din infinitate trecut când El n-a știut și n-a cunoscut despre persoana mea și despre gândurile mele și despre acțiunile care încă nici nu le-am luat. Psalmistul ne arată prin limbajul acesta o conotație, o valență relațională care indică implicare personală. Dumnezeu mă cunoaște în mod personal. El se implică în viața mea în mod personal. Nu că ar avea nevoie să implice ca să mă cunoască. El știe despre mine orice ar fi. El ar putea să mă cunoască cum cunosc eu formule de matematică sau cum cunoști tu, nu? Impersonal. Nu am o relație cu ele. Dar Dumnezeu se implică. El cercetează și cunoaște, pentru că nu este o cunoaștere pasivă, ci una personală. Nu este o cunoaștere rece și clinică, ci este o cunoaștere relațională. El nu doar cunoaște informațiile despre mine, El mă cunoaște pe mine. El este într-o relație cu mine. Și este un fapt care ar trebui să ne uimească cel puțin din două motive și este un fapt care uimește pe psalmist. Psalmistul spune, o asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine. Este atât de înaltă încât nu o pot pricepe. Ne uimește în primul rând datorită magnitudinei ei. Cât de mult cunoaște Dumnezeu. Imaginează-ți doar cât de mult se poate cunoaște despre un om, da? În viața unui om, dacă ai fost aproape de cineva și câte informații, câte detalii poți ca să cunoști despre acel om. Imaginează-ți că cunoști doar o fracțiune din cine este acea persoană. Poate cunoști tabieturile lui, poate cunoști preferințele lui, poate cunoști unele lucruri care le-a împărtășit, dar cunoști foarte puțin din el. Foarte puțin. Cea mai mare parte nu o cunoști. Și Dumnezeu cunoaște totul dintre toți oamenii care există și au existat și vor exista vreodată. El cunoaște absolut totul. Dumnezeu nu doar că cunoaște pe oameni, dar cunoaște tot ceea ce există în universul acesta. Dumnezeu nu doar cunoaște ceea ce există în universul acesta, dar cunoaște toate potențialitățile. Ce ar fi putut exista dacă El ar fi hotărât altceva. Nici nu putem ca să punem în cuvinte cunoașterea lui Dumnezeu, încât eu nu o pot pricepe, spune psalmistul. Și dumneavoastră nu o puteți pricepe și eu nu o pot pricepe. Ea este atât de înaltă prin profunzimea și magnitudinea ei, încât trebuie să fim copleșiți de o asemenea cunoaștere. Dacă suntem impresionați de o persoană citită, de o persoană educată, da, nu știu, privim la Papa Hagi, da? Ce om, ce intelect, cât cunoaște.
și realizăm că nu cunoaște nimic în comparație și nu cunosc nimic și dumneavoastră nu cunoașteți nimic, da? În comparație cu ceea ce cunoaște, cu ceea ce cunoaște Dumnezeu. Apoi, trebuie să fim uimiți de aspectul acesta relațional. Nu doar că are o relație cu noi, dar că are o relație cu noi în ciuda faptului că ne cunoaște. Ne cunoaște cu adevărat, ne cunoaște pe deplin și totuși ne iubește. Vă uimește aspectul acesta? Foarte mult din dragostea care există și din relațiile care le avem noi sunt bazate în parte pe cunoaștere și în parte pe necunoaștere. Iubim pe oamenii care iubim pentru că lucrurile care le cunoaștem despre ei sunt plăcute nouă sau cel puțin acceptabile nouă și lucrurile care ne-ar face să nu-i mai iubim sunt ascunse nouă. Gândurile lor, tendințele lor, întunericul acela care există în inima lor. Și ne prezentăm în așa fel unii altora încât să putem fi iubiți unii de alții. Pentru că dacă ne-am cunoaște pe deplin, poate n-am mai vrea să avem acea relație. Este uimitor că Dumnezeu cunoaște cea mai adâncă, cea mai profundă, cea mai întunecată, cel mai întunecat colț al inimii tale și El te iubește. Nu că a căutat în inima ta și a găsit acolo lucruri foarte frumoase și a zis omul acesta merită să fie iubit, ci pentru că în ciuda urăciunii care este în inima ta, în ciuda tot ceea ce ești rău și urât și murdar, Dumnezeu a ales să te iubească, să te cunoască într-un fel relațional. Și lucrul acesta ne uimește și ne punem întrebarea cum se poate așa ceva? De ce ar face El așa ceva? Pentru că noi în momentul în care descoperim ceva neplăcut despre o altă persoană, în momentul în care vedem un pic mai mult din cine este acea persoană cu adevărat, ne delimităm foarte repede. De parcă același întuneric și aceeași urăciune n-ar fi în noi. De parcă noi n-am fi la fel până la urmă. Poate cu o altă nuanță. Unul este iute la vorbire, altul este zgârcit. Unul este bârfitor, altul este bagiocorător. Nu știu, nuanțe diferite, dar până la urmă, esența este aceeași. Și când vedem un pic din esența noastră depravată, căzută, și o vedem reflectată, oglindită în persoana de lângă noi, spunem, nu mai vreau să am relații prea intime cu acea persoană. Trebuie să-mi păstrez distanța. Și Dumnezeu cunoaște tot ceea ce se poate cunoaște despre tine și despre mine și totuși mă iubește. Și sunt uimit și ar trebui să fim uimiți de aspectul acesta. Este inexplicabil pentru noi și de aceea Biblia nu încearcă foarte mult să ne explice, pentru că ne-am putea înțelege, decât să ne explice că nu este datorită nouă motivul pentru care suntem iubiți, ci este doar după buna plăcere a voiei sale, după harul său, care este fără măsură, care este inexplicabil, care depășește orice înțelepciune omenească. Apoi, la versetul 17, de la versetul 7 la versetul 12, psalmistul tratează omniprezența lui Dumnezeu sau faptul că Dumnezeul acesta care cunoaște totul și nu poate fi cuprins, și vom vedea lucrul acesta, cuprinde toate lucrurile. Așa cum știm din Sfintele Scripturi, în El avem existența noastră, în El ne mișcăm. Tot ceea ce este, este datorită Lui și este în El. Și ca atare, El este pretutindeni. Și lucrul acesta, din nou, este uimitor. Poate mai uimitor este nu doar că Dumnezeu ne cunoaște și cunoaște toate lucrurile și că ne vede în orice clipă, ci că El este prezent în orice loc, în orice clipă. Mai uimitor decât faptul că El știe când te ridici și când te culci, este că El este acolo când te ridici din pat și când te duci seara la culcare. Și gândul acesta ar trebui ca să ne dea de gândit. Precum cunoașterea sa, prezența sa nu cunoaște limite. Deci psalmistul spune, unde să plec dinaintea Duhului tău? Unde să fug dinaintea feței tale? Și întrebarea este evident retorică. Răspunsul care îl internalizăm este nu se poate. Nu există undeva unde aș putea ca să plec departe de vederea lui Dumnezeu, departe de prezența lui Dumnezeu. Deși totuși de multe ori ne comportăm de parcă am fi ascunși de vederea lui Dumnezeu. Psalmistul nu că ar vrea să fie departe de Dumnezeu, dar își imaginează că nici măcar nu există această posibilitate.
și să vrei, și sunt mulți oameni care vor. Sunt mulți oameni care cred că pot scăpa de Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Pot fugi undeva departe, pot să-L ignore pe Dumnezeu. Pot ca să-și întoarcă spatele la Dumnezeu. Pot la un moment dat ca să se desparte de Dumnezeu. Sunt oameni care spun, dacă iadul înseamnă un loc fără prezența lui Dumnezeu, acolo vreau să mă duc, pentru că nu vreau să am de-a face cu Dumnezeu. Pretutindeni, spune psalmistul, Dumnezeu este prezent. În înălțimea cerului, adică în locurile cerești, este vorba aici de cerul duhovnicesc, nu este vorba în primul rând de nori, da? Deși Dumnezeu este cu tine și când zbori cu avionul, și atunci ai vrea să fie cu tine, nu-i așa? Când decolează avionul și să începi să scuture, mai ales dacă duci cu un low cost, Wizz Air sau ceva, avioane mai dubioase, atunci automat începe, Doamne, te rog, păzește-mă în călătoria aceasta, fii Tu cu noi, vrei să fie Dumnezeu cu tine în întinderea cerului. De aici este vorba despre cerul ca și un loc duhovnicesc, da? Ca și un loc duhovnicesc. Cerul în care așteptăm să mergem noi credincioșii după ce murim. Dar nici în adâncul iadului, nici în locuința morților. Și ne punem întrebarea, chiar și în iad Dumnezeu este prezent, surpriza pentru cei care vor să evadeze de Dumnezeu prin moarte. Și să fie trimiși departe de fața Lui în iad și să fie lăsați în pace, este că nici măcar acolo nu scapă de prezența Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este pretutindeni. Iadul nu este absența Lui Dumnezeu în sensul absolut, în sensul că El pur și simplu nu mai există acolo, pentru că fără Dumnezeu nu există existență. Iadul este locul în care nu mai există manifestarea sau experimentarea a tot ceea ce produce satisfacție, bucurie, plăcere în om, a toate atributele lui Dumnezeu care noi le experimentăm ca și fiind plăcute. Dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Orice lucru bun care astăzi îl experimentez. Dar lucru banal, da? Astăzi la amiaz poate ai mers și ai mâncat ceva foarte bun. Eu am mâncat o înghețată. Și mi-a cauzat plăcere. Dar plăcerea n-ar exista dacă n-ar fi un Dumnezeu care s-o dea. Pentru că El este plăcut. Înțelegeți? Dacă copiii dumneavoastră, am dat, pește inima după ei, ești copleșit de dragoste. Iadul este un loc în care dragostea nu mai este posibilă. Iadul este locul unde doar atributele, manifestările și experimentarea atributelor de judecată a lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, doar acele atribute sunt manifestate și experimentate. Iadul n-ar putea exista dacă Dumnezeu nu l-ar fi adus în existență și nu l-ar ține în existență. Ca tare, iadul nu este lipsa lui Dumnezeu, de parcă ar fi un vacuum de dumnezeire, ci iadul este locul în care Dumnezeu nu își mai face cunoscută prezența benefică, prezența de har, de milă, de îndurare, de bunătate, pentru ca cei de acolo să simtă ceea ce înseamnă cu adevărat judecata. Și dacă în lumea spirituală nu există loc fără Dumnezeu, cu ghilimele de rigoare, psalmistul ne arată că nici în lumea fizică. Dacă nu poți evada de Dumnezeu în locurile cerești și nici în adâncul iadului, cu atât mai mult, ne spune el, nu ai cum să evadezi de Dumnezeu la capătul mării, de exemplu, cum a încercat Iona, sau în întuneric. Deci noi avem ideea aceasta, că dacă stingem becul sau facem o boacănă noaptea, târziu nu ne vede nimeni. Da? Și am zis, spune, nici măcar acolo, nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Noaptea luminează ca ziua, iar întunericul este ca lumină. Dumnezeu nu este obstrucționat de absolut nimic, pentru că El este acolo. Este foarte interesant, dar ar fi o discuție poate pentru altă dată sau după program despre cum există pretutindeni în Cel care este lumina acolo unde este întuneric. Da? Întrebare foarte interesantă. Și este un gând deosebit de minunat și de teribil în același timp. Ideea aceasta că Dumnezeu este omniprezent. Psalmistul spune în versetul 10, dar și acolo mâna ta mă conduce și dreapta ta mă apucă. Și gândul acesta că Dumnezeu este prezent și cu mâna pe tine, în control asupra ta, în întuneric, în lumină, oriunde ai merge, în moarte, în viață, nu există undeva unde ești în afara prezenței Lui și undeva unde El nu este în control asupra ta.
Cântul acesta este totodată minunat. Dacă ești într-o relație cu Dumnezeu, dacă știi că te iubește, ce poate fi mai minunat decât să știi că Dumnezeu este cu tine? Este cu tine la spital, este cu tine la morgă, este cu tine în mijlocul unui accident, este cu tine în necaz, este cu tine în încercare, este cu tine în bucurie, este cu tine pretutindeni. Și mâna Lui este asupra ta și te conduce. Este în control asupra vieții tale. Ce gând minunat să-L ai pe Dumnezeu cu tine tot timpul. Dar în același timp teribil și terifiant dacă ești un dușman al lui Dumnezeu. Cum ai fi să ai un dușman cu care știi că ai dușmănie, cu care știi că ai o relație antagonistă, cu care știi că ar trebui să te nimicească și să nu poți scăpa de el. Să evadezi dintr-un oraș în alt oraș și acolo. Să încerci să te strecori altundeva, în adâncul nopții și acolo. Te urci pe un avion și te duci pe un alt continent și acolo. Și orice faci, nu poți evada. Teribil și terifiant gândul acesta că Dumnezeul pe care îl urăști și pe care pe drept te va pedepsi și te va judeca, este pretutindeni și mâna Lui este în control asupra vieții tale în toate momentele. Apoi la versul 13 la 16, psalmistul îl prezintă pe Dumnezeu ca și creator. Și răspunde într-un fel la întrebarea de ce ar avea dreptul Dumnezeu la asemenea cunoaștere intimă a omului. Nu este o invazie a spațiului personal? Nu am eu dreptul la intimitatea mea? Adică totuși sunt o persoană. Am anumite drepturi. Dacă eu nu vreau să împărtășesc cu tine anumite sentimente, anumite gânduri, anumite dorințe, nu trebuie să le împărtășesc, da? Până la urmă și în fața legii, ai dreptul să taci. Nu te leagă, te acuză, te duci și spune, hei, ai făcut aia? Tac, vreau să tac, nu vreau să spun nimică. Este dreptul tău la intimitate, este dreptul tău să nu spui nimică. Este dreptul tău ca să nu fii cunoscut în anumite sfere a vieții tale. De ce ar avea Dumnezeu dreptul să violenteze această intimitate? De ce are Dumnezeu dreptul la prezența Lui în orice ipostază? Nu este un pic ciudat? Nu? Să vă gândiți la faptul, cum ar fi? Hai să schimbăm Dumnezeu cu altcineva. Ar veni cineva, o persoană și ar spune, ei, eu am dreptul să cunosc tot ceea ce gândești, tot ceea ce simți, orice gând, orice pornire, orice apucătură, orice dorință trebuie să mi-o împărtășești mie și mai mult decât atât, eu trebuie să fiu prezent pretutindeni unde tu ești. Când dormi, când te scoli, când ești la baie, când ești pe stradă, când te plimbi, când vrei să te ascunzi. Am dreptul să fiu acolo. Ai zis, bă, ești nebun, psihopat, ceva nu e ok cu tine. N-ai niciun drept la gândurile mele și eu vreau intimitatea mea. Eu vreau ca să închid ușa și să fiu singur. Eu vreau să mă duc în codru și să fiu singur. Și să spună, nu, n-ai dreptul acesta. Ce îi dă, ce îi acordă dreptul lui Dumnezeu ca El ca să fie în cunoștința ta în mod deplin, ca El să fie prezent în orice loc și în orice timp și, ba mai mult, ca El să fie în control asupra fiecărui circumstanțe din viața ta. Și răspunsul este pentru că El este Dumnezeul, Creatorul nostru. Asta îi dă dreptul, da? Ca El să fie prezent oriunde. Ca El să fie în control peste absolut orice. Ca El să cunoască absolut totul. Pentru că El ne-a creat. Suntem ai Lui. Suntem proprietatea Lui. Oricât de mult nu ne place gândul acesta câteodată. Asta este realitatea. El ne-a creat și ai Lui suntem. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu știe foarte bine aceasta. Cunosc bine că nu sunt la întâmplare. Cunosc bine că nu sunt rezultatul evoluției întâmplătoare. Cunosc că am un creator care m-a creat și m-a făcut o făptură minunată. Și recunosc că are drepturi asupra mea. Recunosc că El mă știe pe deplin, recunosc că El este cu mine tot timpul, recunosc că El are dreptul acesta, recunosc că El este în control și are dreptul să fie în control.
Oasele mele nu erau ascunse de tine când am fost făcut într-un loc ascuns, când am fost țesut în adâncimile pământului, când eram doar un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte, mai înainte să existe vreuna din ele. Statutul lui Dumnezeu, ca și creator, înseamnă că El are dreptul să cunoască totul despre noi. Și El are dreptul acesta și l-a exercitat din veșnicie. Înainte ca tu să existi, înainte ca să existe ceva, El cunoștea totul despre tine. Înseamnă că El are dreptul să fie prezent absolut pretutindeni în universul Său, pentru că universul Său este a Lui și există în El. El l-a creat. El are tot dreptul să fie prezent în toate circumstanțele, în orice loc, și El este prezent pretutindeni. Înseamnă că El are dreptul să hotărească fiecare detaliul al vieții noastre. Iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte mai înainte să existe vreuna din ele. Dumnezeu, spune psalmistul, este implicat personal și decisiv în aducerea noastră în existență. De multe ori noi am împrumutat în gândirea noastră, poate inconștienți, ideea aceasta dintr-un deism oarecare. Da, Dumnezeu a creat universul. Știm toți. Geneza 1 și 2, am înțeles. Și după aia lucrurile s-au tot întâmplat. De la sine, nu. Faptul că tu ai fost creat și adus în existență, da, prin procese naturale, este datorită faptului că Dumnezeu în mod personal s-a implicat. El a hotărât ca tu să ajungi în existență. El a hotărât ca părinții tăi să se cunoască, ca tu să fii născut. Culoarea părului tău, acum noi ne schimbăm, dar asta e altă discuție, da? Culoarea ochilor schimbăm și aia. În fine, dar El a hotărât absolut toate lucrurile. El personal a decis lucrurile acestea și s-a implicat ca ceea ce El a decis și a stabilit din veșnicie, că trebuie să existe Bogdan, că trebuie să existe Liliana, că trebuie să existe Mihai și exact cum să existe această persoană. El s-a implicat în mod personal și decisiv în aducerea ta în existență. Dar și providențial este în control peste toate zilele tale. El nu se retrage din universul Său. El nu se retrage și nu abdică drepturile sale ca și creator suveran, nici măcar pentru o clipă. El hotărăște tot ceea ce trebuie să se întâmple și tot ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă exact cum a hotărât El. Apoi la versetul 17, la 18, psalmistul îl prezintă pe Dumnezeu în contrast cu faptul că El este unul care cunoaște totul, ca unul care nu poate fi cunoscut pe deplin. Ca unul care nu poate fi cuprins. El cuprinde toate lucrurile, El cunoaște toate lucrurile, dar El este de necuprins, de necunoscut pe deplin. Paradoxul Dumnezeirii este că El este infinit, transcende posibilitatea noastră, El care este infinit, transcende posibilitatea noastră finită de a cunoaște, dar aceasta nu înseamnă că noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Doar înseamnă că nu putem să-L cuprindem pe Dumnezeu. Putem să cunoaștem o parte din Dumnezeu, dar nu totul. El nu este inaccesibil, El este doar de necuprins. El poate fi cunoscut, dar nu poate fi cunoscut în totalitate. Cunoașterea noastră va fi întotdeauna parțială în funcția de gradul de revelare a lui Dumnezeu, cât hotărăște Dumnezeu din El să vedem. Aceasta este în orice relație. Tu mă cunoști pe mine cât îți dau eu voie să mă cunoști. Dacă nu mă deschid față de tine, dacă nu ți-arăt cine sunt eu cu adevărat, tu n-ai cum să mă cunoști. Și de asemenea, Dumnezeu poate fi cunoscut în funcție de gradul de revelare, cât vrea Dumnezeu să dezvăluie din gloria Lui, din slava Lui ție. Și pe de altă parte, în funcție de capacitatea noastră. Nu avem capacitatea să cunoaștem decât cât este capacitatea noastră. Creierul acesta nu poate ca să cuprindă mai mult. Rațiunea noastră este depășită de ceea ce este Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu nici măcar nu dezvăluie mai mult decât am putea noi duce. O asemenea cunoaștere, spune psalmistul din versetul 1, o asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine. Este atât de înaltă încât nu o pot pricepe.
Ceea ce Dumnezeu cunoaște, eu nu pot cunoaște despre Dumnezeu în totalitate. Versetul 17. Cât de greu de pătruns îmi sunt gândurile tale, Dumnezeule. Cât de mare este numărul lor. Când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Este o ilustrație, o metaforă. Deci gândești la boabele de nisip care există în lumea aceasta și zice, acelea nu le-aș putea număra. Cu atât mai mult n-ai cum număra gândurile lui Dumnezeu care sunt infinite. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Prin aceasta, psalmistul nu vrea să spună, cum ziceam, că datorită infinității lui Dumnezeu, el este de neînțeles sau nu este inteligibil. De parcă am privit la Dumnezeu, la cât a revelat și am spune, nu înțeleg nimic, nu, nu este. Cum te-ai duce, nu știu, dacă te-ai dus vreodată la un muzeu și ai privit ceva dintr-o limbă antică, da? Tot felul de... Așa comunicau ei atunci. Și zici, pentru mine nu este inteligibil. Este descoperit față de mine, o văd în fața ochilor mei, dar nu știu ce înseamnă, n-am cum să o înțeleg. Și n-am cum să descifrez, oricât ai vrea și nimeni nu știe. Da? Sunt asemenea descoperiri arheologice și nimeni nu știe. Știm că ceva a vrut să transmită, dar nu este inteligibil pentru noi. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este de necuprins în sensul că măreția, gloria, slava, profunzimea, magnitudinea Lui nu poate fi cuprinsă de noi, dar o putem înțelege. Cât ne dezvăluie, putem înțelege. Puținul care ni-l arată, noi putem ca să-l înțelegem, putem ca să-l percepem. Este inteligibil și accesibil, dar în același timp de necuprins. Cunoașterea este un atribut al lui Dumnezeu transmis nouă asimetric. Adică, noi cunoaștem pentru că El are cunoaștere și când ne-a creat, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. De aceea am personalitate, de aceea sunt persoană și nu sunt piatră, da? Pentru că El este o persoană și mi-a transmis atributul personalității. De asemenea, de aceea pot cunoaște lucruri pentru că El are cunoaștere. Dar este transmis asimetric. El are o cunoaștere infinită, pe deplin, iar eu cunosc în parte. Eu n-am capacitatea de a cunoaște. El mă cunoaște pe deplin, în totalitate, și eu nu voi putea să cunosc niciodată pe deplin, ci doar în parte. Nu este o transmitere simetrică. El mă cunoaște pe deplin, eu îl cunosc pe deplin. Ci El mă cunoaște în totalitate, eu îl cunosc în parte. Dar atributul cunoașterii este transmis. Pot ca să-L cunosc. Pot să am cunoaștere a lui Dumnezeu și nu doar a Lui, a lucrurilor din jurul meu. Este o minune, sau mai bine spus, o milă și un har, faptul că Dumnezeu, care este necuprins, a hotărât totuși să se lase cunoscut. Să ne facă parte la puțin din infinitatea sa. Putea pur și simplu să nu ne dea această posibilitate. Să n-avem cum să-L percepem, da? Gândiți-vă la lucrurile care există în jurul nostru la ora actuală și nu le poți percepe. Ele există, dar nu le poți percepe. Nu ai instrumentele necesare să le percepi. Cel puțin nu cu ochiul liber, da? Apoi, de la versetul 19 la versetul 22, psalmistul îl prezintă pe Dumnezeu ca și un Dumnezeu care este cuceritor, care este triumfal peste răutate, peste nelegiuire. Dumnezeul victorios peste răul care există în acest univers. Versetul 19. Dumnezeule, de la-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, ucigașilor, ei care vorbesc de tine în chip nelegiuit, dușmanii tăi care îți folosesc numele în mod nesăbuit, să nu-i urăsc pe cei ce te urăsc, Doamne? Să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Îi urăsc cu o ură desăvârșită. Pentru mine ei sunt niște dușmani. Psalmistul se gândește la acest Dumnezeu care tocmai l-a prezentat, acest Dumnezeu infinit în cunoașterea sa, infinit nelimitat în prezența sa, infinit în puterea sa, infinit în toate atributele sale și se gândește la acest Dumnezeu în raport cu cei răi. În raport cu tot ceea ce vede în jurul lui. Cu răutatea, cu nelegiuirea, cu decăderea lumii acestea. Și singura lui concluzie este că un asemenea Dumnezeu nu poate lăsa răul nepedepsit. Trebuie să se ocupe de această problemă. Nu poate lăsa nelegiuirea fără să facă dreptate. Și vine și îl întreabă pe Dumnezeu, sau mai bine spune, îl invocă pe Dumnezeu, Dumnezeule, de la-i ucide pe cel rău.
Psalmistul se identifică cu Dumnezeu. Odată ce l-a cunoscut cu adevărat pe acest Dumnezeu, el se vede într-o relație cu acest Dumnezeu. El se vede în tabăra lui Dumnezeu. El este supărat, bâcnit, tulburat de cei care sunt dușmanii lui Dumnezeu. Ei care vorbesc de tine în chip nelegiuit. Dușmanii tăi care îți folosesc numele în mod nesăbuit. De multe ori am asemenea discuții cu oamenii care nu înțeleg de ce eu sunt așa de deranjat când cineva spune ceva nedrept despre Dumnezeu. Pentru că în lumea aceasta noi trebuie doar să tolerăm și să acceptăm orice. Și așa este. Dacă tu vrei să crezi că, nu știu, este mai bine să stai la munte sau la vale, treaba ta. Dacă tu vrei să crezi că este mai bine să stai la oraș sau la țară, treaba ta. Dacă ție îți place ciocolata și mie îmi place vanilia, treaba ta. Dar dacă tu vii și spui, de exemplu, că Dumnezeu nu există, sau că Dumnezeu este responsabil pentru rău în universul acesta, sau că Dumnezeul Scripturii nu cunoaște toate lucrurile, bietul mai învață. Nu pot să nu fiu înfuriat în inima mea, pentru că eu știu pe acest Dumnezeu care mi-a dat viață și mie și ție, care te cunoaște pe deplin și pe tine și pe mine. Și când vii și spui așa ceva despre Dumnezeul care ne-a creat pe amândoi, nu pot ca să nu fierb în mine când văd că dușmanii lui Dumnezeu, nu numai că spun lucruri greșite, dar își bat joc de Dumnezeul nostru. Le spun intenționate, știind că sunt greșite. Îi urăsc cu o ură desăvârșită. Pentru mine ei sunt niște dușmani. În finalul psalmului, psalmistul, cum ziceam, întoarce reflectoarele spre el. O cercetare reală, o meditare reală asupra lui Dumnezeu niciodată nu este completă până când nu te-ai gândit la Dumnezeu în relație cu tine. Este foarte ușor să te gândești la măreția lui Dumnezeu, la sfințenia lui Dumnezeu și apoi ca să aplici aceste lucruri la ceea ce vezi din jur. A, Dumnezeu ar trebui să-i nimicească pe ei. Și să uiți ca să îndrepți reflectorul spre tine. Să vezi cum te raportezi tu la acest Dumnezeu. Și psalmistul face exact lucrul acesta în finalul psalmului, acesta. Dacă ai privit la natura și caracterul lui Dumnezeu în toată splendoarea sa, l-ai văzut omniștient, l-ai văzut omniprezent, l-ai văzut omnipotent și suveran, creatorul și conducătorul lumii acesteia. Dacă ai privit la acest Dumnezeu în relație cu cei răi și ai văzut soarta lor și ai răspuns poate cu indignare față de nelegiuirea lor, dar nu ai meditat la acest Dumnezeu în raport cu tine, nu îți este de nici un folos. Tu trebuie să stai înaintea acestui Dumnezeu. Tu trebuie să vezi care este raportul, relația ta cu acest Dumnezeu. Și psalmistul cere exact lucrul acesta. Cercetează-mă, Doamne, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi frământările. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Psalmistul nu este doar interesat de felul în care Dumnezeu va trata cu lumea aceasta. Psalmistul vrea să știe unde este el în relație cu Dumnezeu. Psalmistul îl invită pe Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, care cunoaște adâncul inimii lui, să-l cerceteze, să scoată la iveală orice lucru care este neplăcut înaintea lui Dumnezeu, orice lucru care îl dezonorează pe Dumnezeu, orice lucru care ar putea să-l depărteze pe psalmist de Dumnezeu și să-l pună pe calea cea bună, să-l pună pe calea veșniciei. Dacă cunoști pe Dumnezeul de necuprins, sau mai bine spus, așa cum spune Apostolul Pavel, dacă suntem cunoscuți de El, în această seară psalmistul ne invită, și cred că este un demn de urmat pentru momentul de rugăciune, ne invită să cerem ca Dumnezeu să ne cerceteze. Ca Dumnezeu să dezvăluie tot ceea ce este nou în noi care nu este potrivit și plăcut Lui. Să dezvăluie care este relația noastră cu El. Poate suntem în biserică de ani de zile, poate suntem în biserică toată viața noastră. Și întotdeauna ne-am gândit în termenii acestea, Dumnezeu care va judeca, care va nimici pe cei răi, pe cei din afară.
și niciodată nu ne-am pus întrebarea onestă, sinceră, reală, care este relația mea cu acest Dumnezeu. Dacă m-ar cerceta pe mine, ce s-ar afla? Și în această seară suntem invitați prin cuvântul lui Dumnezeu ca să venim în fața acestui Dumnezeu atotștiutor, atotprezent, atotputernic și să ne lăsăm cercetați de El, îndreptați de El, mustrați de El, mângâiați de El,